Se bagă acolo tare peste ZRK, să-l vedem aici pe ZRK, pasă, reușește un frag pe Banjo, dar Ninlex vine cu trade-ul, se aruncă cele două smoke-uri de lung, se va intra aici către site-ul ăla. Rene, în short, vede acolo un cap, îl scoate pe con 0. Este un jucător totuși pe site, Ninlex plantează. FNK aruncă flash-urile, se vor băga foarte rapid acolo, Game Agents din CT, mai degrabă FNK, reușește un frag pe Rota. Stove cu trade-ul, regali, scoate pe Ninlex și rămâne doar Stove 1 vs 3, scos de către Rene. Game Agents un răspuns categoric aici în partea adversară, dar nici el n-are încredere în ăștia. Zerecal scoate pe Ninlex, Stove vine cu trade-ul. Este aproape FNK, problema acolo cu MP9, le-au ieșit galilurile peste el, s-au venit galilul. Banjo îl găsește pe Mihnea în CT, strecurat din mid, regali, reușește un frag pe Rota. Este un jucător aproape, este vorba de Stove, regali, nu reușește fragul. Deși părea să aibă un avantaj foarte mare, primește headshot însă din short, îl scoate Stove pe regali, Rene răspunde cu trade-ul, dar Deagle-ul este destul de periculos. Totuși, o misiune destul de grea, dar poate vine aici double pick-ul și ar putea fi o problemă pentru Savo. Nu se aștepta Rene la double pick, a reușit fragul, dar era de la cablu, de la căști, ok. Am revenit la normal. Zerecan top mid cu Deagle-ul, scos de către Ninlex. Trage FNK către lower, un headshot pe Rota. Ninlex este la 2 HP, con 0 are, este aici pe FNK. Poate să-l prind acolo pe con 0, nu trage după el, regali îl scoate. FNK îl scoate pe Ninlex cu headshot-ul, deși nu era nevoie. Stove scoate pe FNK, dar avantajul este de partea băieților noștri. Rene, nu cred că se așteaptă aici să fie un jucător de pe site, eliminat Rene. Se ajunge la un 2 vs 2. Salut Mihai, bine venit. Mihnea pasă cu AK-ul, l-a văzut acolo pe Banjo, dar nu a reușit headshot-ul. Stove însă are altceva pregătit, un triple kill din partea lui către lower tunnel, acolo unde a făcut un frag în runda precedentă și în același loc îl găsește și pe cel de-al doilea. Totuși la o rundă depărtare, con 0-ul scoate pe Rene, care încerca să pușeze mid-ul. FNK se repoziționează, Mihnea ar putea să scoată aici în dreapta pe Banjo, nu se întâmplă, însă Banjo cu double kill-ul. FNK precis cu, acel Deagle scoate AK-ul din mâinile lui con 0. Stovel ține, FNK, al treilea frag pentru el. Deagle-ul investit în această rundă, foarte puternic. Banjo sub window, îl prinde pe FNK, Ninlex se scoate peste RK și runda se încheie în favoarea celor de la Savo. Se apasă prefire-ul pentru Cabi, însă nu se găsește niciun frag. FNK aproape să-l scoată pe Stove, nade-ul nu este destul, este puțin cam în față, al doilea este bun. Rota se urcă pe cutie, ZRK îl scoate. FNK îl găsește pe con 0, Ninlex și-a de 3 jucători și eliminat de regali, iar Banjo 1 vs 4 în acest moment, eliminat de către, eliminat FNK de către acesta. Știu clar unde este ultimul jucător, mai ales cu push-ul lui Rene, știu că nu este în upper tunnel, iar Rene îl elimină Game Agents cea de-a doua rundă. Ninlex ține tunelul, îl scoate pe Rene, mai este acolo un jucător, trage Mihnea, reușește fragul până la urmă Mihnea. Trebuie să fie deranj foarte mare dacă era pus la pământ și Stove. Nu știu exact dacă se așteaptă regalii. Nu se așteaptă Stove, un double kill în short. Savo, mai pierd un jucător în lună. Smoke. Văzut acolo Rota, scos de Rene prin poartă. Un glonț foarte frumos de Deagle din partea jucătorului de la Game Agents. Con 0 însă a ținut midul prea mult timp și se așteaptă la un play în lung. FNK îl scoate pe Ninlex, apasă Stove din short și îl scoate pe ZRK. Situația încă este deschisă, 3 vs 3, con 0 ratează. Al doilea glonț este precis, este double kill-ul pentru el. Rene îl găsește pe Banjo, mai sunt jucător în side, dar Stove îl prinde în săritură pe Rene. Rămâne doar Mihnea, ar fi o șansă foarte bună pentru el însă. Mihnea cu macul eliminat de con 0, a reușit acolo fragul de înseritură. ZRK aruncă molotovul la Bunelu, acolo aproape să scoată pe con 0, con 0. Stove și cu Rota eliminați de Mihnea și ZRK. Se intră ușor la site-ul, pe acolo Rene așteaptă după tunel, reușește fragul Rene, Mihnea alături de el, vine cu trade-ul după ce pică Rene. Îl scoate pe Nimle. Mai doar un singur smoke. Con 0 profită în zona midului de neatenția lui FNK.
vor vrea să intre aici regalii. Timingul este bun, pică bomba în mid, aproape de porți. Molotovul va pica fix pe bombă. Ținut acolo ZRK în lung, nu știu exact când va putea să pătrundă. Flash-ul este bun totuși. ZRK a reușit un frag, Kitka a fost traduit instant. Mihnea l-a scos pe con 0. Nouă stație 3 vs 2, transformat într-un 2-3 vs 2 de către Rota. Bencher scoate pe Rene, regalii scos de către Rota, tech-ul. Aparent Game Agents au foarte multe utilități, dar trebuie să găsească aici răspunsul. FNK găsește un entry frag pe Ninlex, care de unde să știe regalii. Prins un timing extraordinar, Stove, și este fragul lui, mai este un jucător în pit. Apasă ZRK și reușește fragul pe con 0, chiar pe jucătorul de polar. Runda se deschide din ce în ce mai mult, Mihnea se luptă în lower. Un jucător totuși în spatele smoke-ului din short, ZRK face foarte multă treabă în site. Rota l-a scos pe Mihnea, FNK vine cu trade-ul și Banjo trebuie să vină din lower. Banjo îl găsește pe FNK, dar runda se va termina în curând. Reușesc băieții de la Game Agents Diffuse-ul. Regali îl găsește însă pe con 0, primește 25 HP. Da? Avansează către site, molotovul lui va citni, însă ZRK este găsit de Rota. Regali este în spatele smoke-ului, un nade foarte bun, doi jucători foarte low, Regali scoate pe Stove. Apasă aici Rota, dar Mihnea vine cu trade-ul, rămân Ninlex și cu Banjo. Atenție mare, Ninlex abia acum avansează din mid, iar Banjo încă este în viață cu 24 HP. Mihnea. Timingul este bun. Și short se uită Regali, foarte bine apar aici Game Agents. Aici. Acolo pregătit, Rene îl găsește pe Banjo prin smoke, încearcă avansul în mid, băieții la Savo, dar îi surprinde Mihnea. Triple kill-ul pentru el, rămâne doar Rota cu Deagle-ul. Ce flick din partea lui Rota în site, la pas acolo ZRK și le elimină, dar FNK, prima te înscrie, poate să înscrie oricine și sunt mai multe nivele. Regali scoate pe Ninlex, apasă Mihnea, nu reușește totuși un triple kill de data aceasta în mid. Regali mai reușește un frag, este timpul triple kill-ului pentru Regali. Rămâne doar con 0 cu polarul 1 versus 4. Nu, nu are... Avea polar și l-a schimbat? Cred că avea polar și l-a schimbat, n-am destul de sigur că am văzut un polar. FNK băgat în lower. E coperta albumului lui Kila. Ah, ok. Am crescut într-un film. Nu e cel mai bun flash din partea lui Stove, dar a reușit să scoată pe FNK totuși cu acest Galil. La pasă și pe Mihnea, este double kill-ul pentru Stove. Băieții la Game Agents nu se pot relaxa. Din short, poate surprinde. A fost văzut din lower, dar asta nu înseamnă că nu poate face un frag în mid. Rene l-a scos și el pe Rota. Încă un frag din partea lui Rene, double kill-ul pentru el. Și rămâne doar con 0. 1 versus 3, avansează în site-ul BRN, pregătit cu flash-ul lui Regali, reușește fragul, 8 la 7, game execuția. Apasă din Lex, rămâne fără gloanțe, tocmai când îi nimerește pe băieții la Game Agents, aruncă flash-urile, foarte multe flash-uri. Ninlex se scoate pe Mihnea, Regali, și cu FNK vin cu două Banjo, în continuare pe site, încă în viață, Regali, se supra aici, triple kill-ul pentru el, Stove. Rămâne 1 versus 2. Să vedem pe Stove și timingul. Regali face picul, este headshot-ul și este fragul pentru el. Quad kill din partea lui Regali, un frag. Pușul din short din partea Savo, Regali totuși vrea să facă fragurile, este triple kill-ul pentru el. Foarte frumos controlat acolo spray-ul, Ninlex în spatele mașinii. Cred că molotovul va deranja cât de curând dacă se extinde, văzut totuși de FNK. Foarte bine verifică Game Agents. Banjo Mane ZRK când avansează direct către el, face picul ZRK. Zeusul aproape să-l elimine, lăsat la 10 HP jucătorul. Double offset acolo la Savo, agresiv Regali, puțin emoții acolo, dar reușește fragul. Se bagă aici Ninlex și cu M4 reușește trade-ul. Au intrat totuși la site-ul B, băieți la Game Agents. Rota poate fi foarte periculos din window. Mihnea poate face aici un flank de toți banii, îl scoate pe Ninlex. Nu reușește însă fragul pe Rota, ZRK între timp îl scoate pe Banjo și Rota este foarte secat, îl scoate însă pe Rene prin poartă și rămâne doar ZRK. 1 versus 2.
Dar ZRK are o poziție foarte bună, face picul și scoate pe jucătorul cu full HP. ZRK, foarte bine jucat aici din partea lui. Clutch-ul, triple kill-ul, runda pentru gaming. Salut Helsing, bine ai venit. Regalii, am mai văzut boost-ul ăsta la o echipă și se așteaptă. ZRK aruncă smoke-ul foarte agresiv aici în lung. FNK aproape să-l scoată acolo pe stove, full flash, FNK. Nu mai vrea nici el să mai stea în meciul acesta. Regalii. A prins timingul bun, i-a găsit capul lui Ninlex. FNK avansează chiar către Banjo. Timingul este bun, dar pică ZRK. Un mic damage economic acolo dat de Savo. Game Agents, care joacă în intermediate sau așa. Și eu am jucat în intermediate, dar oricum i-am bat pe aia când am jucat. Cu Adiță m-am jucat. FNK lăsa la 13 HP, ZRK. Puține emoții acolo la început la spray, dar l-a ajustat bine și l-a scos pe rota Ninlex. Face picul din panta site-ului, al scoate pe Mihnea. Stovel scoate pe FNK, ZRK totuși vrea să elibereze site-ul și chiar asta face. Problema cea mai mare este că bomba se află în top mid. Stove se întâmplă acolo cu Rene, dar con 0 cu scout-ul nou, scopul prin poartă. Bine Regalii să răspundă aici tot cu un nou scop, de data aceasta de polar. Un Banjo și cu... No Fangel Stove aici, reușește fragul și a picat între timp și Regalii. Savo aduc prima rundă. Sărăm cu utilitățile, ZRK blochează acolo nade-ul scos de către Ninlex. FNK vine cu trade-ul, se intră la site-ul B. Surpriza surprizelor, totuși nu par surprinși aici Savo. Rota și cu Banjo fac fragurile, rămân Rene și Regalii. 2 versus 4. Dacă eliberează repede site-ul, ar avea o șansă bună. Rene eliminat, Regalii, trade-ul însă rota. Cu un triple kill încheie runda în favoare, incluzând acel polar. Vedem pe Regalii. Flash-urile nu l-au afectat și din cauza asta reușește entry-ul pe Stove. Pică un jucător de la Savo. Mihnea răspunde cu un frag cu tech-ul. Aici din nou sunt foarte aproape de încheiere. ZRK vede pe con 0. Ce glonț aici din partea lui ZRK. Și să-i vedem pe Savo dacă reușește să le pună probleme aici. Rene ascuns foarte bine, continuă spray-ul, reușește double kill-ul. Game Agents la match point 15-9. Regalii scoate pe Stove un entry rapid în lung și poate să-l prindă acolo și pe Ninlex și arunca Ninlex flash-ul, dar Regalii nu este afectat. Foarte rapid cu polarul. Mihnea scoate pe con 0 din lower tunnel către mid, rămân doar Rota și cu Banjo. Au nevoie aici de 5 fraguri pentru a câștiga această rundă. Nu este bun, MP9-le la distanțe mari, Rota prins din spate de ZRK. Mamă, ce aștepta aici FNK. Câștigă băiți la Game Agents. Un meci.